Fiecare copil are vise, dar nu toți au aceeași șansă de a le îndeplini. Grădinița este primul pas care îl ajută pe un copil să-și îndeplinească visele. Facem tot ce ne stă în putere pentru a le asigura propriilor copii cel mai bun viitor cu putință. Dar, dacă nu le deschidem celor săraci o perspectivă în viață, ce fel de societate vom lăsa în moștenire copiilor noștri? Evenimentul se va numi Before It's Too Late, înainte să fie prea târziu, pentru a face legătura cu celelalte două filme ce fac parte din seria Before-urilor, Before Sunrise și Before Sunset. Organizatorii propun să atragă atenția și asupra nevoii de a oferi copiilor săraci o educație de calitate, începând de la vârsta de 3 ani, înainte să fie prea târziu pentru ei, pentru integrarea lor în școală și în societate. Before Sunrise, 1995, nu trebuia să facă parte dintr-o serie, dar fanii au cerut să afle continuarea poveștii de dragoste dintre Ethan și Julie. Așa că echipa, formată din cei doi actori și regizorul, au hotărât după 9 ani să le spună ce s-a mai întâmplat cu cele două personaje după despărțirea lor în gara din Vienna în Before Sunrise. Dar și finalul celui de-al doilea film, Before Sunset, a fost la fel de incitant, așa că vara trecută cei trei au hotărât să filmeze și a treia parte a idilei, o poveste despre ceea ce se întâmplă atunci când primești ceea ce ai dorit. Asociația Ovidiu Ro a început activitatea cu mulți ani în urmă, când am lucrat cu copii pe care am ajutat să-i integrăm în școală și pe mamele lor într-un mediu organizațional, să-i spunem așa. Foarte pe scurt am făcut asta câțiva ani, i-am ajutat copiii care nu mergeau la școală să meargă la școală și în același timp îi luam și pe fraților mai mici și îi duceam la grădiniță. I-am încurajat prezența la grădiniță prin oferirea de tichete de 50 de lei părinților, care nu este o donație, ci este un instrument de încurajare a părinților să-și aducă copiii la grădiniță și să înțeleagă datorită nouă și datorită cadrelor didactice importanța educației. Noi știm că programul funcționează. Vedem în fiecare comunitate, copiii vin la grădiniță, părinții înțeleg cu timpul importanța educației. Dar sunt în jur de 60.000 de copii săraci în țară, iar noi putem să ajutăm deocamdată între 1.300 și 1.400 în funcție de anul școlar. Da, sunt bilete de 150 de lei care se găsesc încă pe bilete.ro la evenimentul Before It's Too Late de pe 26 iunie. Ele, după cum spuneai și tu, ajută un copil să meargă la grădiniță o lună. Asta înseamnă toate costurile programului nostru. Începe la ora 8 premiera filmului, continuă cu o sesiune de discuții cu cei doi invitați, actorul Ethan Hawke și regizorul filmului și al filmelor Richard Linklater, și apoi urmează petrecerea la care așteptăm pe toată lumea. Premiera filmului va avea loc miercuri 26 iunie ora 20 la Palatul Copiilor.